Edilul șef al municipiului recomandă romașcanilor să participe la adunările generale ale asociațiilor de proprietari care se desfășoară în această perioadă. Toate problemele nelămurite pe baza legislației în vigoare trebuie să se facă în baza legii asociațiilor de proprietari și a normelor de aplicare a acesteia, care reglementează modul de repartizare a consumurilor existente într-o asociație. Orice nelămurire referitoare la modul de repartizare a acestor costuri poate fi lămurită de către compartimentul de îndrumare al asociațiilor de proprietari din primărie, care însă au doar caracter de recomandare. În această perioadă se fac foarte multe adunări generale ale asociațiilor de proprietari. Cu această ocazie, aceste persoane pot să vină să discute în cadrul adunărilor generale, să ia hotărârile legale care se impun pentru buna desfășurare a acestor activități la asociațiile de proprietari. Acolo unde există suspiciuni de încălcare a normelor legale privind stabilirea sumelor pentru întreținerea lunară, noi la nivelul primăriei avem acest compartiment de îndrumare a asociațiilor de proprietari și unde sunt nemulțumiri, așa cum vă spuneam, ni se pot adresa cu o solicitare și noi putem să cerem de la asociația de proprietari documentele și actele în baza cărora au făcut sau au stabilit anumite sume de plată și ulterior să-i comunicăm în scris acelui proprietar un răspuns. Din păcate însă, proprietarii sunt total dezinteresați de participarea la astfel de adunări generale. În conformitate cu legislația, acestea se pot desfășura doar la a doua convocare, când devin obligatorii chiar și cu un număr foarte redus de participanți.